Pandemia de coronavirus continuă să facă victime printre actualii aleși ai poporului, iar ultimul înalt demnitar care a fost testat pozitiv cu COVID-19 este președintele legislativului Zinaida Greceanei. În vârstă de 64 de ani, socialista a scris într-o postare pe Facebook că se află sub supravegherea medicului de familie și urmează tratamentul la domiciliu. Regimul de autoizolare la domiciliu a deputaților în Parlamentul de Legislatura a 10-a este stabilit conform unei dispoziții a speakerului până la prezentarea rezultatelor negative ale testului la COVID-19. Amintim că, potrivit secretariatului Parlamentului, până la acest moment au fost anunțați despre infectare cu COVID-19 11 deputați, precum și 11 angajați ai secretariatului legislativului Moldovei.